Incendiu puternic în Severin. În acest weekend, un bloc de locuințe situat pe strada Independenței din municipiu a fost evacuat după ce balconul uneia dintre apartamente a luat foc. Un incendiu puternic a izbucnit în balconul unui apartament din Drobeta, Turnu Severin. Din fericire, nu au fost victime, însă pagubele materiale sunt însemnate. Pompierii mehedințeni au ajuns imediat la fața locului. Detașamentul de pompieri Drobeta, Turnu Severin a intervenit în municipiu cu două autospeciale de lucru cu apă și spumă, o ambulanță zmur și o autospecială de intervenție la calamități și dezastre, la un incendiu de locuință. Am ajuns la fața locului, am constatat că incendiul se manifesta în balconul blocului de locuit, cu posibilitate de propagare pe exterior la apartamentele la etajul 2 și la etajul 3. Am intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiului în limitele găsite. Pompierii de asemenea au evacuat 5 persoane, dintre care doar una singură a necesitat îngrijiri medicale, refuzând transportul la UPU. Pompierii au lichidat imediat incendiul, care a cuprins piese de mobilier și aparate electrocasnice, împiedicând extinderea flăcărilor. Cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost efectul termic al curentului electric generat de un aparat electrocasnic lăsat sub tensiune. Ce auzirăm fum și explozii două puternice, dar așa nu ne dăm seama, ieșirăm și noi repede. Dar fum și pe scara asta și pe scara cealaltă, deci fumul puternic. Interiorul de băiat acolo, văd că produsul e cu un fel de explozie mai mică, fum și pe urmă flacără. E fost de la boiler, așa înțelesei, de la ar fi zbeste astea, că vorbi cu proprietarul. Proprietarul era plecat și era soția acasă cu copil. Pentru a preveni producerea unor evenimente nedorite care pot pune în pericol nu doar bunurile cetățenilor, ci chiar viața, forțele de intervenție atrag atenția tuturor să nu utilizeze aparate electrice, prize întrerupătoare, cabluri electrice, dispozitive de protecție cu defecțiuni sau improvizații și să nu supra-solicite instalația electrică prin folosirea simultană a mai multor receptori.